Un acord amânat de războiul din Ucraina, un nou tratat de cooperare NATO-UE a fost semnat la Bruxelles. La fel ca în prima zi a invaziei Ucrainei, Jens Stoltenberg, Ursula von der Leyen și Charles Michel au condamnat războiul și au cerut Rusiei să se retragă din Ucraina. Războiul Rusiei din Ucraina slăbește și securitatea și stabilitatea globală și a exacerbat o criză energetică și alimentară care afectează milioane de oameni din lumea întreagă, arată declarația comună de după semnarea acestui tratat. Russian threats and challenges are the most immediate, but they are not the only ones. We also witness China increasingly attempting to reshape the international order to its benefits. We will further intensify our work on countering hybrid threats and cyber threats, as well as terrorism. So we will step up cooperation on emerging and disruptive technology and space. We do a lot already together, but we can do much more. We will address the looming security implication of the climate crisis. Sounds a bit far away, but we are fully aware that with the climate crisis and the extreme weather events like droughts and floods, we see more and more the phenomenon of fostering instability with all the consequences of poverty, of unrest, of instability of whole regions. So we will strengthen our resilience. The resilience of our societies against malign foreign interference to manipulate information and, crucially, the resilience of our critical infrastructure against all types of attack. The Nord Stream sabotage has shown that we need to take more responsibility for the security of our network infrastructure. 96% din populația Uniunii Europene va fi protejată de alianță atunci când și Suedia și Finlanda vor intra în NATO. Dar trebuie să fim conștienți că cele două țări au avut cel mai rapid proces de aderare din istoria NATO, iar Jens Stoltenberg spune că trebuie să înțelegem și Turcia, care are rețineri legitime. Niciun alt stat NATO nu a fost victima atâtor atacuri teroriste precum Turcia. Since they applied, several NATO allies, including the United States, have agreed bilateral security arrangements, security assurances for Finland and Sweden. NATO has increased its presence in the region, and as invitees, Finland and Sweden are now participating in NATO's meetings, ministerial meetings, ambassadorial meetings, meetings of different NATO committees, and Finland and Sweden are more and more integrated into NATO's military structures. So it's inconceivable that Finland and Sweden will face any military threat without NATO reacting to that. Hai ca să vorbim cu Florin Jipa. Să vorbim aplicat, cum s-ar spune, l-avem pe Florin alături de noi. Am văzut, din nou, vorbim despre amenințarea numită China. Acum și UE este de acord cu NATO. Cu toate astea, numai departe de acum două luni, nemții, care sunt principala economie din Uniunea Europeană și una dintre marile puteri totuși militare, Germania, s-a dus cu jalba în proțap în China ca să facă afaceri acolo, o ciudățenie din punctul ăsta de vedere. Cum este o ciudățenie? Exact cum zicea Stoltenberg mai devreme, ședințe peste ședințe peste ședințe, exact ceea ce fac cei din UE și din NATO, Florin. N-avem lucruri mai importante la care să ne gândim cum e războiul, ne gândim, nu știu, la cum o să luptăm cu schimbările climatice peste 20 de ani? La astfel de ședințe se liderii lumii să gândesc la astfel de probleme. Ce voiam să completez aici, într-adevăr, Germania joacă la mai multe capete, dar să nu uităm că chiar în zilele acestea președinta Comisiei de Apărare din Parlamentul Germaniei este în Taiwan, lucru care a înfuriat foarte mult China. Hoffi avea dreptate, nu poți să vorbești de securitatea Europei fără să aduci NATO în discuție, deoarece 96% din populație, exact cum spunea Hoffi, face parte și din ambele organizații. Ce ar trebui noi, că am văzut că președintele, premierul și ministrul de externe au salutat această a treia declarație, au aplaudat-o, ar trebui să ne gândim și la celelalte două declarații, deoarece o problemă foarte importantă și
acolo era mobilitate militară, unde România stă foarte slab, în special la căi ferate, dar și la autostradă. Un tank Abrams, ca să-l duci din județul Timiș în Constanța, trebuie să ajungă pe undeva pe la Vatra Dorne, la un moment dat, în județul Suceava. Deci România ar trebui să se concentreze pe aceste cerințe ale acestor colaborări și să-și rezolve problemele interne foarte repede. Și într-adevăr e foarte bine că la nivelul celor două mari organizații euroatlantice, știu eu, s-a bătut palma, deoarece au fost ani buni în care erau foarte multe contre. Florin, ai pomenit despre drumul ăla, da, cu trenul spre Vatra Dorne, spre Suceava, spre Ucraina, de fapt, că toate drumurile duc acum în Ucraina și vrem să, inevitabil, vorbim despre securitate, nu putem să nu te întrebăm cât de importantă este ziua de astăzi, dat fiind că noi tot primeam comunicări că Ucraina obține succes după succes, însă aflăm că astăzi Rusia este, da, foarte aproape să cucerească un nou oraș, este vorba de Soledar din estul Ucrainei, încă putem să-i spunem estul Ucrainei, s-ar putea peste ceva vreme să spunem vestul Rusiei. Da, acolo este o ofensivă din aprilie a armatei ruse, dar numai armatei ruse. Victoria, cred că și va, știu eu, va veni pe umerii lui Prigojin, un afacerist și apropiat al lui Putin, care în ultima perioadă și-a creat o armată de mercenari foarte, foarte bine dotată. I-au și îmbrăcat cu uniforme ucrainene, cumva ca să-i inducă în eroare. Prigojin a fost în Bahmut de mai mult timp, e un fel de erou a Rusiei dacă va reuși această cucerire. Oricum, militarii ruși, mercenarii Wagner și luptătorii ceceni, vorba de trei structuri diferite acolo, au ajuns deja în centrul orașului. Ucrainenii, în schimb, luptă pentru fiecare casă. Ei și trebuie să țină frontul foarte mult, deoarece în spatele acestei localități ei trebuie să refacă linia de apărare, lucru care nu este chiar atât de ușor, mai ales că se face sub tirul artileriei. Este o schimbare, bănuiesc că Kremlinul o să o prezinte ca pe o mare victorie în drumul spre cucerirea regiunii Donetsk, dar până la cucerirea întregii regiuni mai este drum foarte mult. Soledar era un oraș micuț de 10.000 de locuitori și bănuiesc că următoarea etapă este Bahmut, unde la fel luptele sunt foarte, foarte dure, iar linia frontului este plină de corpurile militarilor ruși omorâți acolo. Să auzim de pace! Să auzim, da, de bine! Mulțumim de pace, foarte exact. Mult, Florin!